Pe site-ul primăriei sunt supuse dezbaterii publice trei proiecte care propun schimbarea denumirii unor străzi din Buzău. Sunt foarte multe străzi în municipiul Buzău care poartă denumiri, aș spune eu, în neconcordanță cu momentul actual. V-aș da un singur exemplu, strada 13 decembrie din municipiul Buzău. Este vorba de o stradă ce a fost denumită așa în perioada comunistă, în semn de respect pentru greva tipografilor din București. Mă rog, sunt evenimente care erau promovate de în vremea dictaturii comuniste. Pentru astfel de străzi care poartă denumiri perimate au fost propuse alte nume contemporane sau provenite din istoria orașului. O altă situație aparte, fiindcă vorbeam de această dezbatere publică, e vorba de două ieșiri importante din municipiul Buzău. Vorbim de actualele șoseaua Pogonele și șoseaua Spătarului. Nu e corect ca o ieșire importantă din municipiul Buzău să poarte denumirea primului sat din comuna învecinată municipiului Buzău. Mai mult decât atât, toată lumea știe că acela este drumul pe care toți buzoienii se duc spre mare. Se propune ca șoseaua Pogonele să poarte denumirea șoseaua Constanței, iar șoseaua Spătarul să fie redenumită șoseaua București, pentru că leagă zona industrială de DN2 Euro 85 către capitală. Conform proiectului, și bulevardul Nicolae Bălcescu va suferi o transformare și va fi scindat în două segmente. Pe segmentul dintre Bulevardul Unirii și Palatul Comunal, acel segment de stradă purta tot denumirea Bulevardul Bălcescu, deși nu face parte integrantă din Bulevardul Bălcescu, bulevardul în sine este cel situat între Unirii și Mareșal Averescu. Acest segment am propus să poarte denumirea arhitectului Petre Antonescu. Este cel care a realizat clădirea Monument Istoric a Tribunalului Buzău și, ca semn de recunoștință, cred că este normal ca acest segment de stradă să poartă denumirea numelui ilustrului arhitect. S-au schimbat multe denumiri. Unele au primit denumiri pentru străzi pentru că nu aveau deloc. Altele s-au schimbat, nu sunt prea multe într-un timp atât de scurt? Nu sunt prea multe pentru că, așa cum spuneam, vorbim de o revenire la normalitate. Cred că municipiul Buzău era printre singurele orașe din țară unde aleile dintre blocuri din cartiere nu purtau denumiri, iar blocurile nu aveau și număr cadastral, astfel încât existau foarte multe confuzii, foarte multe suprapuneri de adrese, pentru că aveam blocuri A1, vă dau un singur exemplu, în trei cartiere ale orașului. Iată că acum atât blocurile vor avea număr cadastral, cât și străzile și aleile din cartiere vor avea propria denumire. Buzoienii pot găsi pe site lista străzilor care își vor schimba denumirile și își pot exprima opiniile prin mail, prin mijloacele electronice ale primăriei sau în scris.